Orice cumpărător vrea o mașină cât mai bună din punct de vedere tehnic, însă mai puțin de un sfert dintre cei care și-au luat automobil second hand s-au dus la un service autorizat pentru un diagnostic înainte de a-l cumpăra. Asta reiese dintr-o cercetare a administratorilor unui portal specializat care au ajuns la concluzia că românii iau decizii emoționale atunci când își cumpără o mașină la mâna a doua. Pentru achiziționarea autoturismului dorit, giurgiuvenii se consultă cu familia, rudele sau prietenii și sunt atenți în principal la motorizare. Ați cumpărat vreodată o mașină second hand? Da. Și când ați mers să o cumpărați, ați mers cu prieteni, cu familie să vă consultați? Destul de mulți prieteni. Da? Da. La specialist nu ați apelat? Am apelat și la un specialist al firmei respective. Am cumpărat un specialist al firmei. A nu fi păcălit? Da, bineînțeles. Pentru că există riscul de a fi păcălit. Și la ce vă uitați atent când cumpărați? În principal la motor. Și tabla. Care restul sunt piese care se pot înlocui. Prieten. N-ați apelat la un specialist? Nu. De ce? Și la ce vă uitați atent când o cumpărați? La aspect sau și la altceva? La motor, în primul rând. Aspectul îl face. Sunteți atent la toate detaliile? Aproximativ, da. Da. N-ați apelat la un specialist? Ba și la un specialist, părerea. După ce am văzut-o prima oară noi, ca să fim siguri că avem despre ce vorbi. Și la ce vă uitați mai atent când o cumpărați? La toate. La orice. La an, la, eu știu, cum merge, la motor, eu știu, tot. Da. Și când ați mers cu prieteni, cu familie, ca să vă consultați? Sincer, nu. Mai mult singur. La cineva specializat n-ați apelat? Nu prea. Pentru a fi sigur că ia decizia cea mai bună, cel mai indicat este pentru cumpărător să-și ia drept consultant Registrul Auto Român. Bazele de date de care dispune RAR pot releva dacă autovehiculul ofertat este sau nu dat în urmărire, a suferit accidente sau modificări, are kilometrajul real și așa mai departe. De asemenea, RAR poate depista dacă actele mașinii sunt cele originale.